Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la știri. Deputatul Marina Tauber rămâne în arest la domiciliu. Curtea de apel Chișinău a menținut hotărârea primei instanțe, care a decis plasarea în arest la domiciliu pentru o perioadă de 20 de zile. Tauber se declară nevinovată și acuză guvernarea și personal pe Maia Sandu de faptul că au comandat arestarea sa pentru a o împiedica să participe în campania electorală din Utah-Găgăuzia. Tauber susține că a întrebat magistrații curții de apel de ce dosarul său nu este trimis în judecată, dar nu a primit niciun răspuns. Considerăm decizia curții de apel Chișinău ca fiind una neîntemeiată, abuzivă. Concluzia tot acestui proces care a început pe data din 1 mai cu reținerea doamnei Tauber este un dezastru juridic fără precedent. Reținerea dumneavoastră a fost una ilegală și abuzivă, iar instanțele de judecat, atât instanța de fond cât și curtea de apel, încearcă să acopere ilegalitățile comise de către acuzatorul de stat. Urmează să completăm cererea depusă la Curtea Europeană să informăm curtea despre continuarea ilegalităților din partea Republicii Moldova și sperăm că Curtea Europeană în proces va admite urgentarea examinării acestor argumente. După cum a dispus instanța de fond, este un arest la domiciliu pentru un termen de 20 de zile. Eu aștept la o decizie corectă. Și eu și avocații noștri au prezentat toate argumentele juridice. Noi nu vorbim de argumentele politice. Toate documentele necesare. Tot ce trebuie pentru o ședință de judecată neutră. Spuneți-mi, vă rog, dacă există probe, eu astăzi am dat întrebare, vă rog și voi să dați Veronica Dragălin. De ce acest dosar, dacă există atâtea probe, timp de un an de zile nu este trimis în judecat? M-a spus azi, domnul procuror, dumneavoastră spuneți că eu nu știu ce am comis, câte infracțiuni. Ok, sunteți sigur în asta. Poftim să trimiteți acest dosar în judecat și lasă judecătorii deja să-l examineze în fond. Dar el nu face asta. Știți de ce? Pentru că nu există probe. Rugați-l, vă rog, el să vă arate ceva. Să vă arăte concret ce probe sunt pentru Marina Tauber. Totodată, Marina Tauber a declarat că argumentele procurorului în privința reținerii sale au fost neclare și lipsite de dovezi. Eu totuși nu am înțeles pe ce se bazează argumentele procurorului. Puteți să-l întrebați pe el. Nu a înțeles nimeni, nici avocații, nici judecătorii. Ce restricție a fost încălcată de mine că eu am fost reținută pe 1 mai, apoi să mi se schimbe măsura preventivă. Dacă o să puteți să aflați asta de la procuror, o să vă fiu recunoscătoare, pentru că toată ședința eu n-am înțeles pe ce fapte se bazează. Faptul că el este influențat de guvernare e clar. Argumentele lui erau încurcate, neclare și, cel mai interesant, că nu era nicio dovadă. Arestul Marinei Tauber nu a fost comentat nici de procuror, nici de vreun judecător. Amintim că pe data de 6 mai, Comisia Electorală a Găgăuziei a aprobat candidatura Marinei Tauber în calitate de membru reprezentant cu drept de vot consultativ al Evgenia Guțul. Asta înseamnă că ea trebuie să fie liberă pentru a desfășura activitatea de promovare a candidatului Partidului Șor. Contrar acestei decizii, autoritățile o țin în arest la domiciliu. Curtea Constituțională a continuat astăzi examinarea cererii Guvernului de scoatere în afara legii a Partidului Șor, proces care a început în data de 10 mai. Audierea a început cu argumentele reprezentanților Guvernului, care acuză Partidul Șor de faptul că ar fi încălcat principiile statului de drept. La rândul lor, avocații formațiunii politice au declarat că nu există niciun temei legal pentru declararea partidului ca fiind ilegal. Mai mult, aceștia au prezentat dovezi că Partidul Șor a fost supus în mod constant presiunilor și persecuțiilor din partea regimului de guvernământ. Ca principal argument împotriva Partidului Șor, reprezentanții guvernului au spus că formațiunea politică este condusă de un politician care a fost condamnat recent la 15 ani de închisoare de către Curtea de Apel în dosarul furtului miliardului. Apoi, avocatul guvernului, Eduard Digore, a generalizat: Partidul Șor a fost pedepsit în repetate rânduri pentru încălcarea legii. În sarcina curții stă angajamentul de a clarifica regulile sau liniile directoare după care trebuie să activeze partidele politice în Republica Moldova, inclusiv liniile roșii, de ce nu? Și chiar dacă sesizarea a fost depusă de către guvern, considerăm că aceasta ține de problemele noastre, a tuturor cetățenilor. Nu sunt interesele înguste ale guvernului,
și această cauză urmează a fi tratată ca atare. Partidul Șor nu a manifestat nicio dorință subsecventă de a se conforma cadrului legal referitor la activitatea partidelor politice și procesul electoral. Potrivit avocaților Partidului Șor, astfel de argumente nu rezistă niciunei critici și au cerut probe concrete. În plus, apărarea Partidului Șor consideră că nu există motive legale pentru scoaterea formațiunii în afara legii. Dimpotrivă, formațiunea politică este cea care are multe întrebări față de autorități. Avocatul Aureliu Colencu a precizat că în cererea guvernului de către CC se menționează despre ridicarea imunității deputaților în 22 de cazuri. Colencu a amintit că pentru astfel de precedente recent, Procuratura Generală a cerut scuze parlamentarilor. Cunoașteți dumneavoastră vreun caz în care, după ce Procuratura Generală a cerut ridicarea imunității, ulterior acuzațiile au fost retrase cu scuze publice din partea Procuraturii? Noi trebuie să ne gândim care este rolul acestei... Deci ea, trebuie să înțelegem că ea este informație și asupra unor evenimente care ele s-au petrecut, s-au realizat. Și atât după cum dumneavoastră ați văzut, că noi, în timp ce discutăm aici constituționalitatea Partidului Șor, Partidul Șor întreprinde acțiuni în Găgăuzia de influențarea legilor și de folosirea fondurilor ilegale. Deci sunt constatate de CEC la momentul de fapt. Ceea ce vrea să spună, că unele lucruri între timp, ele nu... Deci toată informația care a fost prezentată a fost prezentată la momentul respectiv. Ele pot evolua. În sesizare... De multe ori se indică că au fost ridicate 22 de imunități a deputaților din fracțiunea Șor. Eu v-am întrebat concret. Au fost oare, din partea Procuraturii Generale, ulterior, retrase acuzațiile cu scuzele Procuraturii Generale față de deputații Partidului Șor? În timpul dezbaterilor, judecătorii Curții Constituționale au reamintit avocaților guvernului opinia Comisiei de la Veneția în această chestiune, care a afirmat în mod clar că declararea unui partid politic drept neconstituțional constituie o ingerință în dreptul la libertatea de asociere și de întrunire, încălcând articolul 11 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Eduard Digore a răspuns că opinia Comisiei de la Veneția este consultativă, iar statul are dreptul de a reacționa imediat dacă vede o amenințare la adresa securității naționale, precum și indicii de capturare a statului de către un partid. În plus, avocații Partidului Șor au întrebat ce se va întâmpla cu zecele de mii de membri ai Partidului Șor care, în conformitate cu logica regimului de guvernământ, tot pot fi scoși în afara legii. Avocații Partidului Șor au subliniat că tocmai astfel de contradicții grave au fost semnalate de experții Comisiei de la Veneția. Avocații guvernului nu au putut răspunde concret la aceste comentarii și întrebări. De asemenea, avocații Partidului Șor au reamintit reprezentanților cabinetului de miniștri că listele de sancțiuni ale SUA și Marii Britanii, în care apare liderul Partidului Șor, Ilan Șor, și la care autoritățile s-au referit în interpretarea lor către CC, nu au forță juridică pe teritoriul Republicii Moldova. Aceștia au cerut dovezi că așa zisele sancțiuni menționate de autorități, cum ar fi blocarea cardurilor bancare, etc., au fost aplicate. În replică, avocații cabinetului de miniștri au cerut instanței să retragă aceste întrebări din dezbatere. Mâine, 12 mai, Curtea Constituțională va continua ședința privind cererea guvernului împotriva Partidului Șor. Trebuie remarcat faptul că în timpul primei ședințe din 10 mai au fost examinate și respinse mai multe petiții ale avocaților Partidului Șor. Avocații apărării au cerut recuzarea președintelui Curții Constituționale pe motivul legăturilor sale cu PAS și cu șeful statului. Președintele Curții Constituționale a confirmat că este rudă cu avocatul Digore, dar și că a apărat anterior interesele șefului statului Maia Sandu. Avocații Partidului Șor au cerut de asemenea CC să verifice dacă colegii lor avocați care reprezintă guvernul au atribuții legale, însă și această solicitare a fost respinsă. Amintim că pe 9 noiembrie 2022 guvernul a aprobat cererea fostului ministru al Justiției, Sergiu Litvinenko, de a solicita CC scoaterea în afara legii a Partidului Șor. Formațiunea a catalogat această încercare a autorităților drept o represiune a opoziției pentru că PAS aflat la guvernare să obțină ulterior o majoritate constituțională în Parlament. Amintim că pe 19 decembrie trecut, experții Comisiei de la Veneția și-au exprimat opinia cu privire la această chestiune. Potrivit Comisiei, declararea unui partid politic drept neconstituțional reprezintă o ingerință în dreptul la libertatea de asociere și de întrunire, protejată de articolul 11 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și ar echivala cu interzicerea acestui drept.
Subiectul eventuală interzicerea Partidului Șor a fost discutat la emisiunea Puls cu Ludmila Belcencova de la postul de televiziune Orizont. Fostul ministru al justiției, Stanislav Pavlovski, s-a referit la mecanismele și motivele care ar putea sta la baza interzicerii partidelor politice în cazul statelor membre ale Consiliului Europei. Iar politologii Anatol Țăranu, Zurab Todoaș și Dumitru Ciubașenco au menționat ce efecte ar putea avea pentru țara noastră un asemenea precedent. Potrivit fostului ministru al justiției și fostului judecător al CEDO, Stanislav Pavlovski, în calitate de stat membru al Consiliului Europei, Moldova trebuie să se conformeze în mod clar regulilor acestui for și ale Comisiei de la Veneția, care explică foarte clar mecanismul și motivele de interzicere a partidelor politice. După cum a precizat Pavlovski, Partidul Șor nu se încadrează în aceste criterii de interzicere. Noi являемся, кроме всего прочего, членами Совета Европы. Da. Moldova este membra a Consiliului Europei, iar Consiliul Europei are Comisia de la Veneția, care a elaborat un regulament privind interzicerea partidelor politice. Și în acest ghid este foarte clar explicat, punct cu punct, care sunt motivele pentru interzicerea partidelor politice. Este menționat că un partid nu poate fi interzis pentru acțiuni comise de membrii săi, care nu decurg din statutul său, adică pentru acțiuni care nu au fost sancționate de partid ca unitate politică. Pavlovski a subliniat că dacă membrii partidului comit acțiuni ilegale, în Moldova există un cod penal și un cod al contravențiilor administrative pentru asta. În plus, juristul a remarcat că Moldova face parte din APCE, organizație care a adoptat și o rezoluție care prevede că un partid nu poate fi tras la răspundere pentru membrii săi, ale căror acțiuni nu decurg din statutul său și nu sunt sancționate de partid. În acest caz, în privința Partidului Șor, statul are obligația de a dovedi că acțiunile imputate acestui partid au fost comise în baza statutului și programului acestuia sau în baza altor decizii luate de partid ca organism unitar. La rândul său, jurnalistul Dumitru Ciubașenco a menționat că obsesia Maiei Sandu de a lupta împotriva lui Ilan Șor și Partidului Șor arată slăbiciunea președintelui. Șorofobia vlastii și lično prezidenta Maiei Sandu. O astfel de șorofobie din partea guvernării și personal al președintelui Maia Sandu arată tocmai slăbiciunea sa. Aceasta este opinia mea. Slăbiciunea personală a Maiei Sandu, această obsesie a ei de a lupta personal împotriva lui Șor, de a face presiune asupra tuturor structurilor de forță, de a retrage din alegeri candidații Partidului Șor, așa cum s-a întâmplat la Bălți și se poate întâmpla acum în Găgăuzia. Toate acestea vorbesc nu despre putere, ci despre slăbiciune. În același timp, Ciubașenco a declarat că dacă Curtea Constituțională va decide interzicerea Partidului Șor, acest lucru va crea un precedent și în acest mod procesul de integrare europeană va fi însoțit în Moldova de interzicerea partidelor politice. La rândul său, fostul deputat și politolog Zurab Todoa a declarat că partidul de guvernământ are de câștigat de pe urma interzicerii Partidului Șor, deoarece PAS nu poate face față formațiunii politice a lui Ilan Șor într-o luptă deschisă. Da. Не может власть справиться с этой партией иными способами. В открытом политическом бою. Puterea nu poate face față acestui partid prin alte mijloace. Într-o luptă politică deschisă la aceleași alegeri ale primarului de Bălți sau ale bașcanului Găgăuziei, ei nu pot să-și promoveze candidatul și să atingă scopurile pe care și le doresc. Ei sunt nevoiți să recurgă la astfel de metode, așa cum cred ei că este necesar. Zurab Todoa a adăugat că aceasta este genul de istorie ce nu face bine pentru imaginea conducerii țării, pentru că Partidul Șor are alegătorii săi. Susținătorii săi și sloganurile pe care le prezintă atrag oamenii. Un alt invitat al emisiunii, analistul politic Anatol Țăranu, este de acord că dacă Partidul Șor va fi interzis, asta nu va mirosi foarte bine din punct de vedere politic. Nu, я бы предпочел, чтобы наша политическая жизнь обошлась без этого казуса. Aș prefera ca țara noastră să evite acest caz politic. Într-adevăr, această istorie nu miroase foarte bine. Amintim că ieri la Curtea Constituțională a avut loc prima audiere a cererii guvernului de a declara neconstituțional Partidul Șor. Până la ora redactării acestei știri, serviciile de presă ale Curții Constituționale, PAS, Administrației Prezidențiale și Guvernului nu au comentat declarațiile participanților la emisiune.
Summitul Comunității Politice Europene, care va avea loc în țara noastră la începutul lunii iunie, a devenit în ultimul timp unul dintre principalele subiecte abordate pe rețelele de socializare. Discuțiile vizează aspecte de organizare, inclusiv închiderea spațiului aerian al Republicii Moldova pe durata reuniunii, restricționarea traficului rutier pentru cetățenii de rând, dar și interdicția pentru locuitorii din Bulboaca de a-și părăsi locuințele în timpul întrunirii liderilor UE. Pe lângă întrebările fundamentale privind necesitatea evenimentului în țara noastră, mulți cetățeni abordează constant aspectul financiar al organizării summitului, întrebând pe bună dreptate pe a cui cheltuială este organizată petrecerea. Președintele Moldovei, Maia Sandu, a declarat astăzi într-un briefing că summitul care va avea loc la 1 iunie la Castelul Mimi din Bulboaca va fi finanțat din bugetul de stat și doar o parte din cheltuieli va fi acoperită de Consiliul UE, relatează canalul de Telegram Moldavskaya Politica. Suntem o țară bogată, de ce nu? Totul ar trebui să fie la standarde europene. Noi doar suntem Europa, notează sarcastic Lidia Dudnic. Știați, de exemplu, că în raionul Soroca, asistenții cu dizabilități nu și-au primit din ianuarie salariile. De cele mai multe ori, 99% din cazuri, părinții acestor persoane cu dizabilități sunt cei care trăiesc dintr-un salariu de 4.000, pentru că nu-și pot lăsa copiii nesupravegheați. Eu înțeleg totul, summit, dar nu sunt atât de mulți. Suma este ridicolă, după standardele summitului. De ce se întâmplă așa? Scrieți despre asta jurnaliștilor și răspândiți în toată țara, poate se va schimba. Ceva, solicită Marina Bannikov. Nu vreți să le arătați reprezentanților europeni cum supraviețuiesc pensionarii bolnavi și săraci în sate? Suntem o țară deschisă, nu-i așa? Reproșează Stepan Bancov. Nu sunt bani pentru pensionare, dar avem bani pentru bravadă. Să meargă în sate și să vadă pensionarii noștri și cum se prăbușesc locuințele, se indignează Ivana Cervonnaia. Asta e lipsă de respect față de oameni, se revoltă utilizatorul cu pseudonimul Jack Nichols. Un nou val de comentarii a apărut după publicarea informației potrivit căreia aproape 6 milioane de lei ar urma să fie alocate de la buget doar pentru aprovizionarea cu energie electrică. Pensionarii abia o duc de la o lună la alta să aibă cu ce trăi, dar aici 6 milioane se duc în vânt. De unde bani? Trebuie să ne pregătim că iar vor pune amenzi la orice pas, să pună bani în buget, atenționează utilizatoarea cu pseudonim Xenia Xenia. Cheltuielile bugetului de stat al Republicii Moldova pentru desfășurarea summitului Comunității Politice Europene la Novi Aneni sunt temporar clasificate din motive de securitate și vor fi făcute publice doar după încheierea evenimentului, a declarat șefa statului Maia Sandu, citată de canalul de Telegram Genii Carpat. Câte luni lucrătorii de la calea ferată nu și-au primit salariile? Ah, da, păi cine sunt cetățenii țării? Plebeii și oameni de rând. Mai importante sunt mofturile și summitul. Iar tu cumperi cel mai ieftin și de cea mai proastă calitate amestecuri uscat pentru copiii tăi la o greutate redusă pentru a economisi. Guvernul este la fel ca prioritățile sale, deplânge situația Irina Lungu. Nu doar 1.000 de asistenți sociali nu și-au primit salariile din martie. Întârzieri sunt și la întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova, lucru pe care îl cunoaște însuși șeful companiei. Cât vor cheltui autoritățile centrale pentru organizarea meeting-ului Maiei Sandu din 21 mai și a summit-ului european din 1-2 iunie, încă este ținut secret, relatează canalul de Telegram Mamalăga Itocana. Clasic, sărbătoare pe timp de ciumă, notează utilizatorul cu pseudonimul Zodiac. Așa e, pe ce să mai arunci banii într-o țară săracă, ironizează Sirioga. După o astfel de reclamă, nu cumva oaspeții vor decide că suntem Elveția și nu ne vor mai da bani și nici în Europa nu ne vor lua. Dumnezeu să-i ajute pe cei săraci, se îngrijorează Serghei. Vor spune că noi stăm mai bine decât ei, îi dă dreptate utilizatorul Stepan. Se pare că banii sunt cheltuiți din buget pentru a fi folosiți mai târziu de un birou privat. Interesant, există muncă pentru anchetatori, sigerează utilizatorul Farmer. Discuția este rezumată de canalul de Telegram Smuglianca. Potrivit președintelui țării, acest eveniment va demonstra, nu putem ști cui, că vocea Moldovei mici este importantă printre țările mari, dar nu este foarte clar ce va aduce pentru locuitori, în afara de cheltuieli bugetare. Conturile trezoreriei sunt deja goale și asta înseamnă că va fi înăsprită politica fiscală, care de dragul zilei de gloria Maiei Sandu va cădea pe umerii contribuabililor moldoveni.
Disensiuni între foștii aliați. La emisiunea Secretele Puterii de la Jurnal TV, foștii colegi din blocul Acum s-au acuzat reciproc. Președintele platformii DAT, Dinu Plângău, a acuzat partidul de guvernământ, reprezentat la emisiunea de Radu Marian, de faptul că autoritățile au mituit primarii. Iar deputatul PAS a calificat acuzația ca fiind foarte gravă și a cerut dovezi. Cealaltă opoziție, în special ultimele 3 luni de zile, a mers în raioanele din Republica Moldova și protejându-și proprii membri de niște practici criminale, ilegale, din partea exponenților actualei guvernări, prin șantaj, coruperea primarilor, pentru că dacă vă dau niște cifre, domnul președinte, domnule Radu Mădirean, vă rog să nu mă întrerupeți. Acuzație serioasă. Eu o să vorbesc după dați-mi care acum informație exactă cine din partidul de guvernare corupe. De la Telenești. Cine concret deputații a dat bani? Deputații împreună cu Cancelarea de Stat. Deputații dar toate... PAS au dat bani la primarii pe formă, da? Bun, pot să nu mă întreb. Nu, haideți să spuneți, pentru că e serioasă acuzația, să investigăm. O să iasă colegii mei, care sunt aleși locali, din diferite raioane, și o să vorbească despre practicile absolut abuzive. Domnul Blângău, dacă nu astăzi credeți că aruncând acuzații nu cred, ilegale... Eu cunosc. Și nefondate la partidul Marian, PAS, o să ajute Marian platforma, da, înseamnă că nu ați mățat nimic Marian, din experiența partidului dumneavoastră. Autoritățile publice centrale vor avea prioritate la desfășurarea întrunirilor în masă în perioada 14 mai 2 iunie, potrivit dispoziției adoptată astăzi de Comisia pentru Situații Excepționale. Decizia prevede că în cazul organizării simultane de întruniri în municipiul Chișinău sau în raioanele Orcheiani, Ninoi și Criuleni, prioritatea se va acorda autorităților publice centrale. Decizia este motivată prin considerente de asigurare a securității în contextul organizării summitului Comunității Politice Europene din 1 iunie. Urmează alte știri pe scurt. Autoritățile publice centrale au început deja să primească scrisori din partea guvernului semnate de secretarul general Artur Mija. Destinatarii sunt rugați să participe la adunarea națională Moldova Europeană, programată pentru 21 mai. De asemenea, în textul invitației șefilor instituțiilor de stat, li se cere să mobilizeze la adunare colegi și echipe cu viziune europeană, pentru a susține inițiativa președintelui Maia Sandu. Scrisoarea este publicată de portalul alerta.md. Anterior au apărut informații despre faptul că guvernul va aloca bani pentru procurarea drapelelor Republicii Moldova și Uniunii Europene, care vor fi distribuite participanților la adunarea națională. Guvernul va monitoriza prin intermediul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare împreună cu reprezentanții asociațiilor de producători agricoli la fiecare 2 zile informațiile privind cantitatea de cereale importate din Ucraina. În cazul în care volumele de importuri vor fi prea mari, iar cerealele nu vor putea fi stocate din depozitele din țară, guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru a soluționa criza. O astfel de decizie a fost anunțată de premierul Dorin Recean după o întâlnire cu fermierii moldoveni, care au cerut interzicerea temporară a importurilor de cereale din Ucraina în Republica Moldova, urmând exemplul României, Poloniei, Bulgariei și a altor țări din UE. Consiliul Superior al Magistraturii a respins sesizarea procurorului general interimar Ion Munteanu de a da acordul pentru inițierea urmăririi penale, percheziții și tragerea la răspundere penală a unui judecător. Solicitarea a fost examinată cu ușile închise. 5 membri ai CSM au votat împotriva cererii, iar 3 au votat pentru. Decizia poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 de zile. 2 bărbați au fost salvați de pompieri după ce au fost acoperiți cu pământ în timp ce lucrau. Incidentul s-a produs pe un șantier de pe strada Alba Iulia din capitală. Apelul la 112 a fost recepționat la ora 18:39. Primii care au intervenit la locul incidentului cu muncitorii au fost martorii oculari. Aceștia au reușit să îi ajute să evite sufocarea în timp ce se aflau sub stratul de pământ afânat. Potrivit primelor informații, bărbații au fost acoperiți cu pământ după ce un terasament a căzut în timpul excavărilor. 3 echipe de salvare au sosit la fața locului. Ambii muncitori, unul de 26 de ani și celălalt de 38 de ani, au fost ridicați la suprafață de către salvatori. Ambii sunt în viață și conștienți și au fost transportați cu ambulanța la spital. În acest moment, viața lor este în afara pericolului.
Persoane neidentificate deocamdată au deteriorat indicatorul de la intrarea în satul Căpriana, raionul Strășeni, și au furat simbolul satului, o sculptură în formă de cerb. Primăria din localitate a anunțat că oferă o recompensă oricărei persoane care poate ajuta la identificarea infractorilor. 4 zile, atât timp a stat în picioare stela de la intrarea în Căpriana. Obiectul a fost creat cu bani colectați de la localnicii noștri din străinătate. Pe 9 mai, autorii necunoscuți au vandalizat și au furat simbolul satului Căpriana. Acest simbol este menționat și în legenda originii satului. Se arată în comentariul primăriei din Căpriana. 27.000 de copii s-au născut oficial în Moldova anul trecut. Informațiile au fost oferite de Biroul Național de Statistică. Această cifră este cu 8% mai mică în comparație cu datele pentru anul 2021. 51,6% au fost băieți. La fiecare 100 de fete s-au născut 107 băieți. Vârsta medie a femeilor care au dat naștere primului copil în 2022 a fost de puțin peste 25 de ani, potrivit statisticilor. Proporția copiilor născuți în cadrul căsătoriei a fost de 81,6%, iar fiecare al cincilea copil s-a născut în afara căsătoriei. Pensionarii din Găgăuzia vor beneficia de un sprijin suplimentar pe lângă majorarea cu 30% a pensiilor. Anunțul a fost făcut de către președintele partidului Șor, Ilan Șor, pe rețelele de socializare. Potrivit acestuia, vârstnicii vor primi tichete pentru produse alimentare. Prevedeam masa strici жителями Гагаузской автономии. După mai multe întrevederi cu locuitorii Găgăuziei, m-am convins că nivelul de viață al pensionarilor este într-adevăr foarte scăzut. Spre marele nostru regret, actualul regim, prin tarifele pentru gaz și electricitate, a secătuit toate economiile oamenilor și ei, într-adevăr, foarte des, nu au bani pentru alimente. Politicianul a declarat că pensionarii vor beneficia de suport financiar suplimentar după ce candidatul înaintat de Partidul Șor va câștiga alegerile din Găgăuzia. Am promis în programul electoral pentru Găgăuzia că timp de 2 ani voi majora cu 30% pensiile în autonomia găgăuză. Înțeleg totuși că este nevoie de o soluție rapidă ca să-i ajutăm astăzi pe oameni. Iată de ce am avut o ședință în care am elaborat o măsură suplimentară în sprijinul pensionarilor. Este o soluție pe care o vom putea implementa până în 1 august și este vorba de tichete alimentare pentru pensionarii din Găgăuzia. Potrivit lui Ilan Șor, tichete alimentare vor fi oferite tuturor pensionarilor din autonomie. El a mai precizat că acest punct a fost inclus în programul electoral al candidatului Partidului Șor, Evgenia Guțul. Cu ajutorul acestor tichete, pensionarii vor putea cumpăra alimente în valoare de 700 de lei lunar. Este un început, însă este necesar acum și noi îl vom realiza. Turul 2 al alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei urmează să aibă loc pe 14 mai. La funcție de bașcan pretinde candidatul Partidului Șor, Evgenia Guțul, care a câștigat în primul tur, și candidatul susținut de PSRM, Grigori Uzun. Candidatul care va aduna cel mai mare număr de voturi va ieși învingător în al doilea tur de scrutin. Parlamentul a ratificat acordul dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind aderarea țării noastre la programul VAMA al UE pentru cooperare în domeniul vamal. Acordul prevede consolidarea relațiilor de cooperare între serviciul vamal al țării noastre și autoritățile vamale din statele membre ale Uniunii Europene în contextul angajamentelor de integrare europeană a țării, precum și intensificarea cooperării cu autoritățile vamale din alte țări semnatare. Printre acțiunile prevăzute în document se numără consolidarea capacității administrative și în domeniul informatic, dezvoltarea și operarea sistemelor electronice europene și implementarea inovațiilor în domeniul politicii vamale. Primele echipamente care vor asigura conexiunea dintre sistemele fiscale naționale și cele europene deja au fost livrate. Urmează un grupaj de știri externe. În Pakistan au izbucnit revolte pe fondul unei decizii a tribunalului din Islamabad în cazul fostului prim-ministru Imran Khan, acuzat de deturnare de fonduri și de vânzarea de cadouri primite în timpul mandatului. Decizia instanței a prelungit cu 8 zile arestul preventiv al fostului prim-ministru. Revoltele au dus la distrugerea clădirii radioului de stat din Peshawar, la reținerea a peste 1000 de manifestanți și la moartea a cel puțin 4 participanți. Autoritățile din două provincii au cerut guvernului pakistanez să trimită trupe pentru a reprima tulburările.
Ministrul japonez de externe a declarat că Japonia este în discuții pentru a deschide un birou de legătură NATO. Într-un interviu acordat CNN, oficialul a declarat că discuțiile au început deja, dar că detaliile urmează a fi stabilite. Reamintim că în decembrie 2022, guvernul japonez a anunțat doctrina sa de securitate națională, care stabilește o creștere semnificativă a cheltuielilor militare și crearea unei armate moderne. China a fost indicată ca o amenințare majoră. În ajun, secretarul de stat american Antony Blinken a declarat că Washingtonul a îndemnat Organizația Mondială a Sănătății să invite Taiwanul la reuniunea sa anuală. În replică, purtătorul de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe, Wang Wenbin, nu a fost de acord, subliniind că participarea Taiwanului la toate evenimentele ar trebui să fie luată în considerare în conformitate cu principiile unei singure Chine. Refuzul Partidului Democrat Progresist de a recunoaște consensul din 1992 a subminat și ulterior a desființat baza politică a consultărilor dintre părți pentru participarea Taiwanului la adunarea OMS. Pe fondul unei secete fără precedent, fermierii din Catalonia, în Spania, au organizat un protest. Prin blocarea traficului cu tractoarele lor, fermierii cer guvernului spaniol să-i ajute prin acordarea de subvenții, stimulente fiscale și de muncă, precum și prin asigurarea agricultorilor cu cel puțin o cantitate minimă de apă pentru irigații. În caz contrar, potrivit protestatarilor, anul acesta nu vor putea obține nici măcar 5% din cantitatea obișnuită de recolte. Între timp, poliția spaniolă din sudul țării a reținut deja peste 25 de fermieri care furau fântâni ilegal. Spania este considerată cel mai mare producător de fructe tropicale din Europa, a căror producție ar putea scădea brusc. În Franța, pe fondul inflației, multe magazine și lanțuri de magazine au început să atragă noi clienți cu produse second-hand la preț redus. Proprietarii marilor lanțuri de magazine acordă din ce în ce mai mult spațiu pe rafturi bunurilor second-hand, care au fost în prealabil inspectate cu atenție. De exemplu, în magazine apar mașini de spălat recondiționate cu 30% mai ieftine decât prețul inițial. Potrivit presei, în acest fel, cumpărătorii pot nu doar să reducă cheltuielile, ci și consumul. În SUA și în țările insulare a fost înregistrată creșterea nivelului mării pe fondul schimbărilor climatice globale, ceea ce a dus la furtuni și uragane puternice. Deoarece oceanul absorbe peste 90% din gazele cu efect de seră emise în atmosferă, creșterea nivelului mării este cea mai tangibilă consecință a crizei climatice. Experții avertizează că orașele din apropierea coastelor sunt în pericol. Potrivit oamenilor de știință, rata actuală de creștere a nivelului mării este de aproximativ 4 mm pe an și va crește cu 40 de centimetri în următorul secol. Doamnelor și domnilor, atât pentru această oră, o seară liniștită.